Salutare și bine v-am găsit cu o întârziere micuță, Dana. Îmi pare rău. Cum e Bucureștiul? Salut, Azrael. Vă pup, vă salut pe toți. Bine te-am găsit. Cum ești? Bine, obosit de la trafic, de la condus. Obosită? O oră prin trafic. Stai și departe, ce vrei? Bine, stai departe de noi, așa... N-am studioul ăsta e departe. De orice. Ia să vedem. Spune-ne și nouă, te rog frumos, în primul și primul rând, cine ești tu? Sunt Alberto, pe numele real, un băiat din 1 mai, okay, care cântă la Golden Boy, semnat, cunoscut drept Azrael, bine, necunoscut încă oficial, gen mare, că am o singură piesă scoasă, Gagica Mai Rich, okay, cu Alex Velea, Black Matias Lazy Edge, încă un băiat, care trebuia să aibă clip, din păcate nu s-a mai putut să facă, a ieșit în pandemie. Da, a făcut 1 milion de vizualizări pe audio. Super tare. Și urmează să scot o piesă săptămâna viitoare. Scuze? Stai liniștit. Cum? Săptămâna viitoare scoți piesă? Da, cu Luis Gabriel, Trapanea. Nu cred așa ceva. Cu da, Luis, mamă. Și după mai am o piesă cu Joe Class, care trebuie să iasă. Cred că la 2 săptămâni după. Avem clipul filmat, totul e pregătit. Wow, super tare. Și asta cu Luis o să fie cam prima ta piesă, nu? Să zicem mai... Gen, chiar dacă asta a fost cu... Prima piesă pe care încep și eu să mă observ real, adică... Am înțeles. Pe cealaltă era mai mulți oameni, nu stăteai să bagi de seamă care era și cu audio, asta e și cu clip, e diferit și sunt doar eu cu el. Super tare. Și e un proiect foarte tare. Super și tare. Sunt încrezător în el. Și cum a început pasiunea asta pentru muzică? Ești de mic cu pasiunea asta sau cum a început? Când eram mai mic, cântam la tobe. Mi-a luat mama niște tobe de alea electrice și luam și lecții, îmi plăcea foarte mult să cânt. Eu am început să scriu prin... nu în 2011 am început să scriu, prin 2011 am descoperit muzica asta rap, scosese Wiz Khalifa, Black and Yellow aia și mi-a plăcut foarte mult și am început să intru, să mai caut, să nu știu ce, că înainte eu am crescut cu muzica părinților, ce se auzea la radio, nu eram cu YouTube-ul, cu nu știu ce... Până a apărut asta și am început să le caut, că căutam Wiz Khalifa pe internet, nu știu ce, îmi tot plăcea muzica și prin clasa a 8-a, cred, eram în ore, mă plictiseam, nu mă pasiona, cred că eram la ora de biologie, nu-mi plăcea deloc, am început să stau să-mi scriu versuri în engleză. Și cam acolo a început, în ora de biologie. Super am început să scriu versuri și după am început să ascult instrumentale acasă, mă registram pe telefon și de acolo... Am tot urcat. Și cum ai ajuns de la ora de biologie la Golden Boy? Că e un pas din punctul meu de vedere destul de mare. Na. Asta am făcut-o în ani. Adică eu am tot scris, mă tot înregistram pe telefon, n-aveam bani de studio, nu știam cum se mănâncă treaba asta. Le arătam la prieteni ce făceam pe telefon, gen, nici nu era o calitate bună. Adică era un instrumental pus pe laptop, vocea mea cum se aude și înregistrat cu telefonul. Adică exact, se auzea foarte prost. Dar mă înțelegeam un pic... Gândește-te că eu îmi trăgeam partea și după imediat îmi făceam adliburi în aceeași parte. Adică încercam să mi le fac, să le combin, rămâneam fără aer, dar mă distram, mă simțeam bine și îmi plăcea. Și la fel cum a făcut și Joe Class, i-am scris o Alex, i-am trimis un video cu o piesă de-a mea de 15 secunde tras așa pe telefon în engleză și mi-a răspuns, am început să vorbim, i-a plăcut de mine, m-a chemat la studio și încet am devenit familie. Super tare. Da, cam ăsta a fost de la biologie la Golden Boy. Și cam în cât timp s-a întâmplat? Deci tu ești la Golden Boy așa mai oficial, să zicem, de cât timp? Eu prima oară când m-am întâlnit cu Alex, cred că a fost prin mai 2018. Ok. Și atunci eram și cu liceu, aveam bacul, am dat alt tip de bac. Și am avut la 6 materii cu 2 examene pe materie, cu esee de scris și chiar n-aveam, adică voiam să o fac, mergeam la studio, dar nu puteam să stau acolo, adică dacă eu aveam un proiect de făcut, nu puteam să stau acolo o săptămână închis să mă focusez pe proiectul ăla, pentru că îmi veneau toate chestiile pentru bac în spatele meu, mă omoreau și... N-aveai cum să scap de el. Da, așa că am stat, mergeam cu el la concerte, mai veneam la studio, observam, învățam. Până am terminat cu Bacu, am început să merg prin concerte mai mult cu el, cu ei prin țară și încet, încet... Și cam așa a fost. Da. Și cum a fost când ai mers cu ei? Adică totul s-a întâmplat așa, nu știu să zic
cel mai oficial. Din 2018, când ne-am întâlnit prima oară, a fost pas cu pas încet să devenim din ce în ce mai apropiați. Și acum sunteți, cum ai spus tu mai devreme, o mare familie. Da. Și cum a fost când ai fost cu familia pe scenă pentru prima oară? Cum a fost? Îmi tremurau picioarele. Adică mi-era frică dacă mă încurc, dacă ce se întâmplă. Dar a fost bine. Adică m-am distrat, s-a distrat și lumea pe acolo. Cred că prima oară a fost în Bambu la un bal. Cânta Alex. Și atunci a fost prima oară când am urcat cu ei pe scenă și m-am distrat, a fost tare. Nu prea mi-a fost, gen doar prima oară cred că mi-a fost. În rest n-am avut treabă când am urcat cu ei. Când... Cred că prima oară ai avut acolo 10 minute în care erai mai așa sau 5 minute. Da, în care până am văzut că n-are ce să se întâmple după... și că doar e voie bună, te distrezi, exact. Distrezi pe alții, trebuie să faci ce-ți place și să ai carismă. Și... Exact. Și tu le-ai. Da. N-am vrut să o zic eu, da. O zic eu, nu-i problemă. Mulțumesc. Și în acest drum, cum ai fost? Ai fost oarecum susținut de către familia ta, de către prieteni? Da. Cum e el, tovarășul meu, da. De aici. Avem iarăși în spatele camerei pe cineva. El este unul dintre băieții care m-a susținut foarte mult și mereu a avut încredere în mine, la fel și mama, tata... Mai e un frățior de-al meu, Abdel, dacă te uiți asta, te pup, care mereu au crezut în mine și îmi zic mereu, dacă le place, dacă, adică nu sunt yes man de aia, dacă eu fac o piesă, să-mi zică, da, gen, da, chiar dacă da, e o mizerie da. De piesă, să zică, da, e foarte tare, îmi place. Gen, îmi zic, bă, uite, nu-mi place asta, nu-mi place asta, adică sunt acolo și îmi zic, adică da. Sunt acolo pentru tine, da. Și așa ei mei m-au susținut. Bine, au vrut mereu să mă țin de școală, au zis, da, școala e cea mai importantă, dar dacă îți place foa, îți dai seama că odată ce am ajuns, vin cu Alex Velea acasă sau merg, mă vede că sunt cu Alex Velea la sală, nu mai poate să-mi zică mama, nu fă asta. Adică deja am ajuns la un nivel în care, na, n-are încotro, trebuie să mă susțină. N-are ce să zică, știi? Da. Da, păi, de asta mă întreb, că dacă tu ai început așa, cum să zic eu, mai timid și cu telefonul la tine în cameră și... Te registrai, ce-o fi zis ea așa, uite mă, stă și pe telefon, se registrează, se astea, ce? Nu cred că știa atunci. Nu știa? Nu, de multe ori mă înregistram când pleca de acasă, când ieșea cu tata prin oraș sau ceva, că mi-era rușine. Adică mă gândește că mai ziceam un cuvânt urât, mai ceva și eu trebuia să vorbesc mai tare ca să mă aud. Și se auzea prin casă. Și mi-era rușine să mă audă mama sa, așa, mi-era că, ce-o zice, uite-l pe filmul ce a ajuns să facă, ce? Exact. Mă gândeam că, na. Mai frați? Mai am o soră, mai mare. O soră. Da, și ea? Cu 2 ani. Cum a și fost? Pe tine te pup. Și ea cum a fost? Mândră, e mândră de mine, e fericită. Bine, cu ce fac. Adică toți sunt mândri, adică mai ales acum, poate la început erau așa mai, hai, școala, dar da, hai să lăsăm să facă. Da, nu uita, cea mai importantă. Exact. Da, acum când te văd și lângă Alex, și, na. Da. Alex totuși e, nu știu cum să zic. Monstrul României. Un simbol al muzicii noastre, exact. Da. Care a fost? Ah, dar asta e că mi-ai zis. Prima piesă a fost asta. Prima piesă oficială care ai și da, Gaci cum ai rici. Și prima ta piesă? Prima pe care ai scris-o și ai făcut așa? Nu mai știu. Am scos una, cred că pe SoundCloud în 2018 sau 2017 în engleză. Mă chema Lil Dog atunci. Cu? Lil Dog? Da. Că era... Porecla mea era câine sau cuțu, pentru că eu eram dinamovist și eram într-un grup de steliști și, na, ce poreclă să-mi dea. Îmi și de acolo am zis că dacă Lil ăsta e faimos peste tot, mi-am pus și eu Lil și Lil Dog, că ce se potrivea. Deci sună bine, Lil Dog, așa. Da, dar nu mergea de România, dar așa, în engleză, pentru ce făceam și am scos pe atunci, cred că pe SoundCloud. Am mai registrat unda cu un prieten prin 2016, ne-am dus la un studio, am plătit 50 de lei, a ieșit o mizerie de piesă, dar... Măcar ai fost într-un studio. Da, să mai învăț pe acolo. Exact. Și cum ai trecut de la Lil Dog la Azrael? Îmi dau seama că are legătură cu numele tău, dar totuși e un pic așa. Nu are nicio legătură Azrael cu numele meu. N-are nicio legătură? O să-ți povestesc acum. Deci eu, când am venit la Golden, okay. M-am prezentat ca Lil Dog. Ok. Gen, eram acolo Lil Dog, încă mă mai strigă băieții uneori Lil Dog, nu știu ce. Între timp, mi-a zis și Alex că... La Golden, adică sunt în România, trebuie să mă axez acum pe piața din România și chiar îmi place să fac și română. Și am zis că, băi, încerc în română, adică încerc, fac în română și când reușesc să mă lansez, după încerc dacă e și în engleză. Ca să am o piață aici, să... și cel mai bine e așa.
Adică eu să le fac română și ocazional mai scot și una, două în engleză, poate place la lume. Exact. Și eu cred că o să plac. Așa, deci după Lil Dog, jur asta cu numele, să aleg numele, mi s-a părut cea mai dificilă chestie. Să scrii piesă e ușor, să găsești numele la piesă e ușor, dar să-ți găsești numele de scenă. Și pe mine mă cheamă Alberto Costa. Ok. Și după ne-am decis, bă, să-mi pun Alberto Costa. Dar după un timp am zis că, bă, parcă e prea nume de fotbalist. Să știi că eu un pic adică așa nume de fotbalist. Îmi pun ochelari și după îmi zice Alberto Costa. Sunt din Portugalia, joc la Naționala Portugalii cu Ronaldo. Așa că e și lunguț, adică e, depinde, sunt mulți Alberto deja în industrie, e greu să reții Alberto Costa, am zis da, că cel mai e, bine. Da. Schimbăm și venisem o dată la studio și Alex cu Rashid, okay, unchii mei, când am intrat mi-au zis, tu de azi ești Azrael. Și au încercat să mă convingă toată seara să mă cheme Azrael. Și n-am vrut deloc să mă cheme așa, nu-mi plăcea, ziceam nu, eram împotrivă și s-au chinuit să mă convincă, ziceam nu. Și în seara aia am plecat-o ca Alberto Costa. Ei, și câteva zile mai încolo am avut de filmat un clip la O Iubire Mare. Oh, al lui Joclas cu unchiul și cu Țancă. Și cu Țancă, da. Da. Și venisem eu, cred că ultimul dintre toți, era un filmări nu știu ce și a țipat unchiul, oh, a venit Alberto, nu știu ce. Și eu am zis, nu, eu sunt Azrael atunci. Și așa, convingător. Și de atunci am rămas Azrael. A început să-mi placă Azrael, care de fapt e în Fostul Testament îngerul morții. Oh. Și mâna dreaptă a lui Dumnezeu. Pentru că omor orice bit. Ce bun a fost asta, nu pot să cred. Bun e rău asta. Bă, super tare. Care e piesa ta favorită de la Golden Boy? Dintre toate. Golden Boy, gen... Sau și cu trapanele? Și cu trapanele, pânele pe toate. Nu știu, următoarele care trebuie să iasă. Păi nu, zi-mi una care, uite, zi-mi o piesă doar trap și una trapane. Hai să vedem. Deci, hai să zic una drill. Coco, a lui Gianu. Ok. Îmi place foarte mult. Trap, nu știu să zic că sunt foarte multe care îmi plac. E una lui Joclas care iese acum, care îmi place maxim, dar okay, la fel. Cred că în momentul ăsta, pentru că am ascultat-o, ultima e Elastic, al lui Arcanian cu okay, Lazy Ed, dar toate îmi plac real, adică nu pot să le pun pe rang. Dacă, nu dacă, se supără băieții pe tine. Nu, dar la modul că dacă dai play acum la o piesă, ți-o cânt oricum, adică nu zic, bă, oprește-o că n-am chef de ea. Îmi place, le-am învățat deja și nu că sunt frații mei sau ceva, real îmi plac. Normal. Că da, le zic, bă, nu-mi place asta, nu-mi place asta. Și la trapanea? La trapanea... Asta pe care o faci tu acum cu lui, să? Da, îți dai seama. Dar mai e una. La fel toate, că mereu când suntem în studio ne distrăm pe ele, ne simțim bine. Dar îmi place foarte, foarte mult asta ultima lui Alex cu George Talent. Da, e tare. Am cheltuit averi. Și piesa de a ieșit acum câteva zile, a lui Omar cu Costel Biju. Aia m-a spart, sincer, aia chiar îmi place. E pe locul, cred că 6 sau 5 în trending acum. Păi o duce foarte bine. Și al lui Alex cred că e pe 12 sau 13, ceva regen, nu știu. Da, era pe 10 ieri. Ah, eu. Da, a ieșit acum o săptămână și ceva. Umpli trending ăsta. Da. Să fiu și eu curând, când am ajutat acum când iese piesa cu Luis. Deci, săptămâna viitoare chiar avem piesa ta? Da. Sigur, pe săptămâna 3. Viitoare. Pe 3, deci e și pusă când cade 3 luni, miercuri. Deci miercuri. Da. La ce oră? Asta nu știu să zic exact. Și unde o găsim? Deci pe trapanele. Pe trapanele. Pe trapanele. Super tare. Super tare. Dar cum ai ajuns la trap și la trapanele așa? Doar din chestia asta ce ai văzut în afară și te-a inspirat, ca să zic așa? Ți-am zis, am crescut cu, de la 11 ani, îmi plăcea foarte mult Wiz Khalifa, am crescut cu rap-ul, voiam să fac rap, nu știu ce, și în ce s-a schimbat trendul, a venit Lil Pump, au venit ăștia toți trapperii. Și căutam, eu făceam și pe, adică nu făceam old school, făceam nicio pe de-astea, Taiga Type Beat, dar Taiga din 2013, okay, nu tipul noi, tipul nou. Wiz Khalifa Type Beat, Big Sean Type Beat, și după cum au venit astea, am început să iau și Young Thug Type Beat, nu știu ce gen îmi plăceau. Așa cum a venit trendul, le ascultam, îmi plăceau, erau stilul meu, astea toate din hip-hop. Și așa am trecut la trap și la trapanele eram din familia asta, adică... Da, exact. Te-au prins, na, e... Nu, dar eu m-am dus la unchiul să-i zic că vreau să fac o trapanea. Oh. Că el nu era sigur dacă îmi doresc, dacă nu, că eram cu trapul, dar mie îmi plac. Îmi plac și manelele, îmi plac toate stilurile. Când eram mic, ascultam AC/DC.
Super tare. Super tare. Te-ai gândit vreodată să spui stop? Ai avut vreun moment de ăsta când ai văzut că stai acasă și îți registrezi tu singur acolo și nu știu, ai avut vreun moment în care zici, bă, nu mă, că nu-i de mine sau, mamă, nu mai fac asta, gata. Nu, pentru că în mare parte le făceam pentru mine, adică să le ascult eu, să mă simt eu bine. Nu mă gândeam că reușesc neapărat din dormitorul meu să ajung în toată lumea să fac piesă în engleză. Dar îți doreai? Îmi doream. Dar pentru că nu știam cum se mănâncă, nu aveam bani să mă duc la studio să mă registrez, nu puteam să-mi iau acasă pentru că era foarte complicat să învăț toate chestiile alea la vârsta aia de aveam 14 ani, 15 ani, eram și cu școala și tot. Și nu știu cum mi-a venit ideea asta nebună să-i scriu lui Alex. Chiar nu știu, a fost semn de la Dumnezeu. I-am scris, mi-a răspuns și s-a întâmplat toată șmecheria asta. Toată să reușesc nebunia. Să mă lansez și să-mi creez un nume pentru mine. Nu știu cum să zic. Ce ai scris lui Alex? Ai zis, salut, sunt Alberto sau cum ai zis? Lil Dog, cum ai zis? Mă, crezi că nu mai știu. Nu cred că i-am scris ceva. Cred că am trimis doar un clip și am zis, mi-aș dori să găsesc un studio în care să registrez asta sau ceva de genul. Nu mai știu exact ce. Și direct ai fost. Și știu că mi-a răspuns el că te pup boiule, care-i business-ul? Sau ceva de genul. Și după am vorbit un pic, mi-a zis că urcă pe scenă și că vorbim după. Și gen vorbesc între 3-4 mesaje. Și mi-a zis că urcă pe scenă și vorbim după. Și eu eram la modul, mamă, ce tare, mi-a răspuns Alex, da, gata. Probabil urcă pe scenă și gata, uite de mine. Gen asta a fost. Și după ce a ieșit de pe scenă, chiar mi-a scris. Mi-a zis, ia zi, de unde ești, cum te prezinți, nu știu ce. Am început să vorbim, i-am zis de mine, i-am zis ce fac, la ce liceu sunt, de unde sunt, că sunt din București, să știe că nu trebuie să ne deplasăm sau... Exact, da. Și încet, încet am tot continuat să vorbim, am vorbit vreo lună pe Instagram, m-a chemat la studio și după... Wow, super tare. Super tare. Ne-am tot. Și nu ești primul cu care el face asta. Deja are... Joclas, Ed, Zani. Și mai sunt. Nu știu dacă... Cred că mai sunt, dar nu știu exact povestea la fiecare în parte. Exact. Vreau să te întreb ce ai făcut cu primii bani din muzică. Cred că mi-am cumpărat FIFA. Parcă. Da, că voiam foarte mult FIFA-ul și nu voia să-mi dea mama bani. Mi-era și urât să-i cer bani. Și tu ai zis de fapt, că nu voia, nu îmi dădea, dar mi-era urât să mă duc să-i cer bani. Și m-am dus și mi-l-a luat. Și cum te-ai simțit? Bă, și din banii mei, mi-au și ce vreau eu. Cred că mi-am cumpărat, că făcusem, nu mai știu, cred că 300 de euro sau ceva de genul. Și cred că mi-am cumpărat de toți banii FIFA pe instalarea ca să-mi deschid pachete pe FIFA. Eram obsedat de FIFA. Și încă ești sau cât de cât? La modul că n-am timpul ăla, gen sunt obsedat. Adică dacă îmi dai acum PlayStation, nu ți-aș stea toată ziua să mă joc, dar nu mai am timpul ăla. Cred că mi-am luat PlayStation-ul acum o săptămână, ceva de genul, la studio, că era o petrecere să ne jucăm, să nu știu ce. Și de când am ajuns acasă, nu l-am mai deschis. Ma. Dar eu, în mod normal, dacă era așa după mine, și într-un fel îmi convine, pentru că eu de când eram la Golden Boy și în loc să stau să fac muzică, să creez pentru mine, să mă lansez, să fac ceva, băieții stăteau să mă joc. Adică la modul ăla era că vreau să-mi fac echipă pe Ultimate Team, să mi-o cresc, să nu știu ce și... Păi cred că am văzut acum vreo săptămână sau ceva de genul, ai jucat un meci cu Joclas, ne pare rău, cu live și l-ai bătut vreo 10, nu știu cât, exact. Am distrus, da. Deci ești cel mai bun de la Golden Boy. Nu, vezi că și Joclas joacă foarte bine. Da? Cred că atunci băgasem un meci de la, se numește Mystery Ball și e de la, deci dă random cu 3 goluri. Dă random, exact, da. Dai un gol, se pune 3 goluri și ceva de genul și de-aia am pus. Am înțeles. Da, nu, mai e și Ciolpan, care și el joacă bine, mai e Jeanu, joacă și el, Rashid, adică... Și Alex? Mai joacă și el, îl învățăm. Adică se uită la noi cum jucăm, nu știe să joace, dar vrea să învețe. Adică o să-l învățăm oricum. Dar mai facem ser de asta. Când ne strângem și jucăm, facem între noi turneu de FIFA. Super tare. Da, ca să nu stăm, că dacă luăm PlayStation-ul la studio... Exact. Nu mai faceți nimic. Gata, nicio trapană, nicio rap, nimic, gata. Super tare, super tare. Vreau să trecem la partea în care mie îmi place foarte mult. Da, avem două joculețe de data asta. Super. Îl avem pe ăla vechi pe care l-am făcut și cu Joclas, ca să vedem dacă totuși zici că ești de la Golden Boy, trebuie să le... Unele, să știi că... Dar e foarte dificil jocul ăla. De adică ce e foarte dificil? Mi se părea foarte ușor când îl vedeam, dar acum că stai,
și trebuie să mă gândesc la ele, gen știu piesele, dar nu vine în cap. Stai nu să-l vezi să... și pe al doilea, stai să-l vezi și pe al doilea. E la al doilea zi, ok. Mă gândesc că trebuie să vin și eu. Wow. Începem? Hai. Ăștia mă copiază. Sunt un fel de mini-mi, de la unchiul. Viteză okay. Ferrari, trebuie să zic numele piesei, da, ce trebuie da. Să zic. Numele, zici numele piesei și continui versul cât poți. Acum, na, mă duce capul. De milioane, tot viteză Ferrari, nu? Da, bun. Cine sare? Cu bagnote acum. Tot viteză Ferrari, nu? Exact. L-ai dat doar aici. Le vezi, nu? Nu le vezi, nu? Nu le văd. Le știu. Știi cât de mult te prețuiesc? O iubire mare, nu? Exact. Dar nu vine, știu că e versul din O iubire mare, dar nu vine ce vine după. Și dacă tu nu mai ești... Asta a fost și ultima oară. Exact, parcă. Da, te-am văzut și pe asta. Faceți loc. Că ies la joc, tot și, viteză Ferrari. Și cine? Faceți loc, că ies la joc, să cânte lău, butarii. Păi și versul cine îl dă? Ia să vedem. Plec Matias. Așa? Ia să vedem, mă, că ești strong. Asta e ușoară. Trebuie să primesc un premiu. Să ți-o dau și pe asta e ușor. Hai. La final sunt. Esențial. Da, ce, mă? Zani, ești acolo. Trebuie să fii rebel. Să faci numai ce-ți place sau ceva de genul. Și de unde vine? Stai. Cred că viteză Ferrari? No. Nu. Știu că e de la unchiul. Trebuie să fii puțin rebel, să faci numai ce simți. Mamă, dar tot nu-mi vine de unde e. Ăsta, lentile Dior. Ochelarii. Okay, uite, pe toate. Acum vine partea grea. L-am lăsat pe asta, dar vreau să facem un joculeț. E partea grea și pentru mine. Deci, e și prima oară când îl fac și poate dăm amândoi kicks. Vreau să facem acum nu neapărat o bătălie în rime, dar eu vreau să dau un vers... Tu îl continui și eu tot așa, da? Ok. Asta eu credeam că versuri din piese. Nu, din piese. Atunci mi se părea complicat. No. Credeam că trebuie să mă gândesc la un vers dintr-o piesă și mă gândeam că dacă zic una de poate nu o știi. Nu. Le facem noi cu niște versuri mai light, așa, dacă mă înțelegi. Ok. Clean. Hai să începem, uite. Stau în studio. Cu studio? Da. Mă, era să zic prostii. Stai că nu știu cum să zic, să dau frumos. Un studio când la piano. Sau încercăm așa ca să... Când la piano mă gândesc la bani. Țin cu Dinamo. Nu. Că sunt, e acolo cu piano. Sunt de mic dinamovist. Și am vrut să fiu tirist. Dar nu mi-a ieșit. Și acum trebuie să, dar nu știu, trebuie să zic cu ieșit sau cu tirist? Nu, scuola, trebuie adică... să continui oarecum. Asta vreau să ta? Da. Ok, eu credeam că facem gen o strofă, ceva de genul și bag. Nu. Eu dau un vers și tot okay, așa. Ok, deci, cum ai zis? Am și uitat. Și nu mi-a ieșit. Da, și nu mi-a ieșit. Simt că leșin. Mă simt cumplit. Cumplit. Iar era să zic o prostie. Poți să... Nu, dar pe nu, nu zice, lasă așa. Orezul s-a prăjit. Sunt cu Alex pe beat. Și mai facem un hit. Bună. Vei, e senzațional. Uite, vezi, nu sunt Zani. Hai că nu e, n-a fost chiar așa de greu. Da, un pic să înțeleg jocul, cum merge, da? Că am căzut, eu prima oară am crezut că vrei să facem o strofă la modul că, nu. Ai zis-o pe aia cu, eu am zis aia cu piano și ai zis ceva. Și am continuat-o cu Dinamo, exact, că nu știam. O dăm așa, să vedem cum iese, da? Ok. Hai să mai dăm o dată. Hai. Stau la microfon. Și sunt avion. Lumea îmi spune că... Acum v-am zis că sunt un campion, dar că era cu aia dinainte... Lumea spune că intră în panică. E senzațional. Mersi mult de tot. Dacă te rog să te uiți în cameră și să ne dai și nouă pentru cei mai mici, pentru tineri și nu doar atât, un sfat cum să facă pentru... Uite, să zicem că și ei vor să facă muzică, da? Și nu știu cum să înceapă. Cum să facă lucrul ăsta? Păi, în primul rând,
dacă spun la lume că își doresc să facă asta, să nu-i asculte, pentru că foarte mulți o să râdă la început și o să zică, a, ești prost, nu o să-ți iasă, degeaba, încerci, degeaba. Adică să nu ascultați pe nimeni, adică să-i ascultați pe aia care vă spun de bine, care vă sunt alături și vedeți cine vă sunt alături, pentru că eventual dacă spargeți, ăia care nu v-au fost alături și ziceau că, da, ești prost, că nu o să-ți iasă, că nu știu, o să fie mamă, fratele meu, mereu am crezut în tine. Mai ții minte când eram lângă tine, exact. Mai ții minte când eram lângă tine, hai, pot să vin și eu cu tine la masă în club, da, da. Da, și să facă ce le place, să asculte instrumentale, să scrie versuri, să dea linii pe ele, să le să învețe, să facă cât mai multe linii, eventual să facă întâi liniile și după să scrie versuri pe ele dacă li se pare că e mai ușor și... Să facă ce le place, să cânte despre ceea ce simt și să nu se lase indiferent de ce se întâmplă. Să trag pe telefon pe orice, că oportunitățile nu știi de unde apar. Exact. Adică azi poți să fii ultimul copil și mâine să te trezești în America să semna la un label. Și... Gen, sunt oportunități, peste tot care apar. Gândește-te că, uite, eu sunt un copil, eu te-am auzit, da? Fac o piesă, o pun și pe YouTube și fac 1000 de vizualizări. Și zic, ba, uite, păi, n-a bubui, ce mă fac? Eu am scos piesa aia pe SoundCloud, a făcut 4.000 de vizualizări. 5.000 de vizualizări cât a făcut. Ce faci? Nu te lași, că e un început, nu? Exact. Încep cu... Adică dacă bubui din prima, care mai e drumul? Exact. Încep și tu, 1.000, 5.000, 10.000, 20.000, până ajungi la 1.000.000. Cât estimezi? Cât estimezi pentru miercuri cu noua piesă? Cam cât estimezi tu? Nu-mi place să estimez că... Deloc, așa, nici măcar un... Nu-mi place, chiar nu-mi place. Adică la modul că după cât timp, de exemplu, și la modul că nu vreau să zic, bă, face 1.000.000, că după, de exemplu, pare că nu sunt eu încrezător în ea, dar nici nu vreau să par un modest să zic că, mamă, e piesă bună, dar... Exact. Știi, nu vreau să zic, acum pot să zic că face 10.000.000, dar nu vreau să pară că zic eu că mă umflu, că îți dai seama că mie îmi place foarte mult piesa. Normal, da. Și nu-mi place să dau numere așa, mai să corect, consider. E cel las mai corect. Oamenii să decidă, ei să comenteze și... E cel mai corect. Așa. Să-mi dea părerile lor. Îți mulțumim mult de tot. Spune-ne și nouă unde te găsim. Pe Instagram la Azrael Golden. Ok. Și pe TikTok tot Azrael Golden. Și pe TikTok. Vedeți cum am apucat de TikTok-uri. Fac TikTok-uri haz, promit. M-am apucat bine, gen... Serios? Bine. Mă rog, mai sunt prin mașină, prin nu știu ce. Acum două zile am zis, ori mea, ia, fiată, îmi filmează-mă când fac o de-asta, de mă prefăceam, o salutam și mă prefăceam că mă uit așa în spate și plec în față. Și numai chestii, dar gen random, așa chestii, de le filmezi, nu ceva chinuit, de la plănuit, cu exact. Dansuri, cu hazuri de-astea, de le exact. Mai fac eu cu băieții prin oraș. Ție? Da, mai facem vreun haz, ne filmăm, îl pun pe TikTok, ia uite, hai exact. Să... Ce-ți vine ție? Mult succes, îți mulțumesc tare mult. Noi am fost Dumi, Azrael și până data viitoare... Mergi după visul tău, orice ar fi. Salut! Vă pup!